Deschidem vinul românesc. Program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem vinul românesc, program dezvoltat de Carrefour România. Eu sunt Marinela Ardelian, iar alături de mine l-am pe Valeriu Cotea. Valeriu, bine ai venit la podcastul Wines of Romania! Bine v-am găsit, la București! La București, iată! Spuneam mai devreme câte activități și câte roluri are Valeriu pentru cei care sunt la început de drum în materie de vinuri, în materie de enologie, viticultură. Cine este Valeriu? Nu știu câte roluri, să nu-i speriem acum pe cei tineri, dar roluri sunt. Am avut ocazia să vin astăzi în București, exact la data când mi-ai propus-o, pentru că prima dată nu știam care e programul. Am avut adunare generală azi la Academia Română și acum sunt la podcastul Marinelei. A făcut ce a făcut, dar nu v-a spus câte face sau câteva dintre rolurile pe care le are Valeriu. Spuneam mai devreme, mi-ar plăcea să discutăm inclusiv despre OIVE, despre rolul academic, despre... Deschid o mică paranteză, când ai ajuns aici, noi ne aflăm la The Great Hill și îmi spunea, păi Crama, cred că un enolog la mine la facultate. Câți studenți sau câți enologi cu renume din România au trecut prin cursurile pe care le susțin în continuare? Place e o provocare. Nu, îmi place să cred și cred că am și dreptate atunci când spun că majoritatea vinurilor românești sunt făcute de enologi care au terminat la Iași. Mi-ar place să fie așa și cred că este, în mare parte, este așa. Într-adevăr, facultatea, universitatea este foarte des menționată atunci când vine vorba nu doar de enologi, dar și de soiuri, de crame care au o strânsă legătură cu universitatea. De altă parte, vorbim de Iași, vorbim de regiunea Moldova, care iarăși are un cuvânt de spus când vine vorba de vinul românesc. Da, pentru că în Moldova aproape jumătate din suprafața viticolă a României este în Moldova și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Cei care întrețin plantațiile, societățile sau, mă rog, viticultorii plus enologii sunt în zona noastră de influență. Și ca să nu pierdem audiența, publicul care locuiește sau care lucrează la alte crame în afară de Moldova, îndrăznesc să te întreb, Valeriu, te-ai născut la Iași, dar da. Ai studiat copilărit în Jidvei, iar da. Tatăl a fost vrâncean. Da. Ce îmi spui tu de Transilvania? Am ajuns acolo... Bun, am ajuns din timpul grădiniței, de fapt, pentru că ai mei au văzut această necesitate de a cunoaște limbi străine și au hotărât să mă trimită în Ardeal, la Jidvei, unde era o zonă săsească, să învăț limba germană. Și am făcut școala primară la Jidvei. Vedeam doar în vacanță la Iași. Și cred că unul din avantajele mele cele mai mari în viață a fost faptul că vorbesc limba germană. Și o vorbesc ușor, pentru că am învățat-o. Când am venit la Iași, mi-a fost greu, pentru că mi-a fost greu să vorbesc. 4 ani. Bine, și o parte în grădiniță, în Ardeal, deci s-a adunat ceva și mergeam în fiecare vacanță acolo. Uh-huh. Ulterior mergeam în vacanță acolo. Da. Așa că recunosc că mare parte din, spunem, oportunitățile care au apărut au fost și pentru că vorbesc limba germană. Și în continuare o folosesc și mă mândresc că știu și limba germană. Tatăl academician, iar nu cred că există un iubitor, cunoscător de vinuri, cel puțin în România, care să nu-l fi cunoscut sau cel puțin auzit vreodată de academicianul, de tatăl tău, Cotea. Așa mi-ar place și mie să cred. Și cred este. Că este. Așa că este. A fost un punct de referință în această știință, de fapt.
Și când sunt, nu știu, fie la concursuri internaționale sau când sunt la anumite evenimente internaționale și vine vorba de România, numele de familie Cotea iese într-un fel sau altul în dialog. Mulțumesc și sper că va fi în continuare. Cel puțin eu mă strădui din punctul ăsta de vedere. Faci bine ceea ce faci și o să și discutăm în continuare despre implicarea ta la nivel internațional și în mod deosebit mă refer la OIV. Dar înainte de a povesti despre Organizația Internațională a Viei și Vinului, vreau să te întreb, dragostea pentru vie s-a născut în familie, s-a născut prin prisma locurilor unde ai copilărit? S-a născut în familie. Bun, și Iași este o zonă viticolă, nu departe de Cotnar, nu departe de Huși, deci există un anumit anturaj, dar cred că s-a născut în familie, pentru că am trăit în acest mediu de viticultură, enologie și de la o anumită vârstă te prinde. Care sunt? Chiar dacă părinții mei n-au vrut să fac, n-au fost chiar tatăl meu total împotriva, dar... Ce te-ar fi văzut făcând? Bine, era moda atunci, toată lumea mergea la Politehnică, toată lumea mergea la medicină, era exclus pentru mine medicină, oricum nu, dar la Politehnică. Și eu am făcut liceu de matematică fizică și un liceu foarte bun, nu bun, deci la clasă de matematică fizică. Și azi, cum să te duci? Dar lucrurile se mai schimbă și mi-au prins foarte bine liceul. Și acum chiar am probleme cu studenții și le spun, ăsta le-am învățat în liceu, cum de voi care ați terminat acum 3-4 ani, nu le mai știți. Probabil și liceul avea alte exigențe la vremea respectivă, dar mi-au prins bine. Totdeauna când vin din alt domeniu și cu alte cunoștințe, ai un avantaj. Și aici e cât de explicat. Și ca și cineva care vine din altă țară și vrea să lucreze ca enolog în România, vine cu niște avantaje de cunoștințe pe care cei de aici nu le au. Și invers. Fără doar și poate. Fără doar și poate. Dacă tatăl tău a fost împotrivă sau familia mai degrabă ar fi preferat o altă meserie pentru tine, ce te-a convins că ăsta este domeniul în care vrei să activezi pentru restul vieții? Faptul că în clasă, în liceu, începusem să facem practică prin întreprinderi. Iată. Și cred că ăsta a fost punctul crucial. Am zis că nu vreau să lucrez în fabrică, în niciun caz. Și cam de aici au pornit toate, mă rog, au fost și influența unor prieteni și influența unor verde ai mei. Și am luat această hotărâre și acum nu-mi pare rău deloc. Din tot ceea ce faci tu, Valeriu, ce-ți place cel mai mult? Din toate activitățile pe care le ai în cursul unui an, care sunt momentele sau evenimentele, acțiunile care îți plac cel mai mult? Îți place mult să predai, îți place mai mult să... Asta vreau să spun. Până la urmă, să predai un curs este un lucru fantastic, pentru că schimbi anturajul, ești cu oameni tineri și trebuie să-i faci să iubească această meserie. Bun, îmi plac și restul. Până la urmă facem parte științifică, ce lucrez pentru OIV, pentru că sunt implicat de mai bine de 25 de ani în această organizație, sunt lucruri interesante. Te țin în priză și e un lucru benefic. Nu adormi când, adică nu în timpul serviciului. N-ai timp să te odihnești, chiar e bine. Tot mai des auzim sau întâlnim profesori sau cadre didactice care se plâng oarecum că mulți dintre studenți, după ce au terminat studiile, pleacă. Se întâmplă același lucru și la voi? Sau care e procent, dacă putem discuta de un procent, câți aleg sau au posibilitatea sau curiozitatea, intenția de a lucra într-o cramă în România și câți aleg să plece în afară? Da, aici o chestiune mai delicată, pentru că cei care chiar termină și sunt buni, de multe ori nu sunt apreciați. Și atunci aș găsesc apreciere în altă parte. Asta trebuie să o înțelegem. Și în general, nu sunt apreciați la justa lor valoare cei care termină în România. Iarăși, un punct, deși pregătirea lor este bună sau chiar foarte bună. Un pic stânjenitor, pentru că un producător care investește bani într-o cramă, în utilaje, în vie,
preferă să aducă fie un enolog din afară, se întâmplă mai rar acum, fie că cel care face, de fapt, produsul pe care ceilalți îl vând este subapreciat și subsalariat, hai să spunem, față de alții care, mă rog, au alte roluri, care sunt importante și vânzările sunt importante și promovarea e importantă, dar trebuie să ai materia primă. Ce părere ai despre faptul că meseria de enolog nu și-are locul în codul cain în România? Aici e o discuție destul de complicată, pentru că noi nu avem enolog ca și meserie în codul meseriilor. Există o rezoluție a OIV-ului, apropo de, vorbeam de OIV, de vreo 3, 4, 5 ani, mai țin minte, unde sunt stipulate toate condițiile ca să poți fi considerat enolog. Nu și-a pus nimeni, cred că, problema în România. Noi avem, în general, alt fel de învățământ. Nu vreau să jignesc pe mulți, dar ideea asta că ești inginer, li se pare că e peste enolog. Probabil. Bun, există undeva unde este menționat enolog. Singurul act, îi spunem, oficial. La doctorat există specialitatea viticultură și enologie. Acolo apare singurul cuvânt legat de enologie. Toți cei care sunt, de fapt, în industria vinului, sunt enologi, că au parcurs niște pregătiri pentru asta și care coincid cu... Și nu este o situație care ține mai degrabă de cadrele didactice din mediul universitar care să adapteze titulatura diplomelor astfel încât să aibă acces la codul CAEN, care e codul mai degrabă, nu? Care e codul meseriilor, în fine. Nu ține mai degrabă de zona universitară? Iau, Valer, nu prea am deseori ocazia să discut despre acest subiect, profit de dialogul nostru, sunt curioasă. Nu, este și o chestiune de mândrie, hai să spunem. Lumea preferă să fie inginer decât să fie enolog sau tehnician. Sau ce ducem noi în agricultură, în general, lipsă? De tehnicieni, de maestri care au dispărut. Aia care fac treaba, de fapt. Toți vor să fie șefi acum. Am înțeles. Cam, e un punct de vedere nou pentru mine și îți mulțumesc că l-ai împărtășit. Poate să facă sens cu siguranță. La fel este în liceile cu profil tehnologice, agricole. Nimeni nu mai vrea să fie horticultor, agricultor, zootehnist sau ce Dumnezeu mai sunt acolo. Toți fac în liceile astea, fac informatică, clasă de informatică, clasă de tehnologie alimentare. Vor să iasă de sub această umbrelă, hai să spunem, unde-i de muncă. Poți să ne spui, te rog, Valeriu, câteva cuvinte despre OIV, organizația în cadrul căreia de 25 de ani reprezinți România alături de alți experți. Ce face OIV și cum influențează piața vinului din România în cazul nostru? Piața vinului din România nu poate fi influențată de OIV, din păcate. Din păcate. Din păcate, da. OIV este Organizația Internațională a Viei și Vinului. Ea reglementează, de fapt, toată legislația internațională. Și când spun că reglementează, nu poți face comerț internațional dacă nu respecti regulile de la OIV. Există țări care nu sunt în OIV? Sigur că există. Producătoare de vin și cunoscute? Da, există. Dai un exemplu? Da, e foarte ușor, Statele Unite. Deși și acolo știu cum au ieșit din OIV și știu cum reintră acum, stat cu stat. Da. Dar asta nu înseamnă că ceea ce produc ei acolo nu poate fi vândut în România, pentru că respectă regulile OIV-ului. Plus regulile, mă rog, tratatului dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Ce faci mai exact acum? Eu am văzut, am fost de vreo câteva ori la ședințele OIV. Da. Pentru cei care ne urmăresc, ce faci mai exact acolo la OIV? Păi, ce am făcut, că ce o să fac, vedem de acum. Da. Păi, cred că de 97-98 particip, dar am început așa cu funcții de conducere, să spunem, din 2001. Sunt 23 de ani. Și am fost 6 ani președinte al codului practicilor enologice,
Deci totul se bazează pe aceste practici enologice care trebuie respectate ca să poți să ieși cu vinul, să spunem, pe comerțul internațional. Și dacă suntem aici, pot să dau exemple. Te rog. Sunt țări care fac vin, hai să spunem, din must concentrat cu apă și îl fermentează, nu spun care, și care n-au voie să-l vândă în afară. Deci, și poți să-l comercializeze doar în țara în care în este produs? În țara ta poți să-i pui și ceanură dacă vrei, treaba ta ce faci. Dar nu poți să ieși pe piața internațională cu ele. Ce-mi zici de vinul fără alcool? Da, nu sărim pleca. De la una la alta. Nu pleca. Nu, sărim. Pentru că aș vrea da. Să văd OIV-ul cum privește acest aspect. Din punct de vedere tehnologic, da. Este ok, se poate face. Și bun, nu aș putea spune că e bun, că tot ne fac tot felul de degustări, tot felul de firme au venit și anul trecut și care ne fac prezentări de vinuri fără alcool. Sigur, e un produs. N-aș putea spune că aș face o pasiune pentru el, dar... Din perspectiva OIV-ului sunt curioasă. Din perspectiva OIV-ului nu e o problemă tehnologică. Se pot face și se fac, hai spunem, de, poate de 100 de ani. Sunt firme care fac asta, știu, din Germania, care fac vinuri fără alcool. E o problemă de legislație și o problemă juridică pe care juriștii, care, mă rog, sunt și juriști în OIV, nu reușesc să o rezolve. Pentru că nu îl corespunde cu denumirea, cu noțiunea de vin, deși este un vin fără alcool. E încă e în lucru. Adică nu s-a ajuns la o concluzie, pentru că atunci când se ajunge la o concluzie, trebuie să fie toate țările de acord. Deci acolo, la OIV, se merge pe consens. Până când nu se obține consensul, nu se adoptă nimic. Și atunci sunt țări care sunt reticente la acest vin. Deși tehnologic se poate obține, nu e nimic imposibil. Chiar e posibil. Care este soiul tău preferat? Primul care îți vine în minte și ți-e drag oricând, fără să supere alte soiuri, că nu le-ai ales. Bine, eu sunt un fan al Rieslingului de Rhin. Asta este, dacă mă întreabă cineva. Dar nu, toate soiurile sunt... N-am un soi din zona ta care îți place mult. Mie îmi place foarte mult fetească albă. Fin, echilibrat, grațios. Chiar dacă poate avem și alte soiuri în zonă, dar asta mi se pare care ne-ar exprima cel mai bine, cel puțin în zona Moldovei. Bine, sunt celelalte, grasă, de cotnar, tămâioasă, dar e preferința mea până la urmă. Este vinul românesc un brand de țară recunoscut? Eu cred că este și poate deveni. Deocamdată e așa, la stadiu de consul onorific, hai să spun. Dar ar trebui să-l promovăm ca ambasador al țării, că la urmă e și frumos și gustos. Te întâlnești în fiecare an cu foarte mulți experți, cu foarte mulți reprezentanți ai diferitor țări în cadrul întâlnirilor OIV. S-a schimbat percepția față de vinul românesc în cadrul întâlnirilor din experiența ta? Da, foarte mult. Țin minte când participam peste 20 de ani în urmă, ne întrebau, dar voi aveți vie în România? Nu-i foarte frig, nu-i foarte... Păi e mai cald ca la voi. Să nu uităm că totuși vorbeam de dealul mare, e pe aceeași paralelă cu Bordeaux. Puțină lume înțelege asta. Crede dacă suntem, sau credeau, acum s-au mai lămurit, credeau că dacă suntem din Est, avem 6 luni iarnă, 6 luni toamnă. Dacă nu mă înșel, ai fost și președinte PNVV. Cum s-a schimbat modalitatea de a comunica vinul de pe vremea când erai președinte și în perioada asta, în aceste timpuri? Atunci era un alt entuziasm, pentru că am fost președinte din 2001. Erau alte provocări și chiar provocări importante. Să nu uităm de prima care a fost în primii ani era să scăpăm de acciză, să scăpăm de timbre. Nu numai că încurcau producătorii, ci și împiedecau. Du-te la București, du-te la Imprimeria Națională, ia timp. E complicat. Taxele, deși, mă rog, taxele sunt zero. După care a venit perioada de preaderare, atrage fonduri. După care au venit fondurile care au
susținut viticultura. Totuși, viticultura a fost, nu știu dacă mai este, a fost cel mai dinamic sector din agricultură. Toți trebuie să recunoască lucrul ăsta și datorită fondurilor. Și nu spun câte drumuri am făcut și la Bruxelles și cu colegii din care au fost atunci, la interprofesională și la patronat și de la minister. Și știm cum am obținut banii și cum i-am dublat, de fapt. Că trebuia să iei de la altul, că era același fond. Trebuia să se poți justifica de ce România merită mai mulți bani. Și s-au refăcut atâtea vii. De asta spun că și în continuare lucrurile, eu zic că sunt pe calea cea bună, cel puțin în sectorul ăsta. Toți se plâng, așa se plâng toți din agricultură, dar nimeni nu renunță. Ce ar putea fi îmbunătățit sau făcut altfel, astfel încât mediul universitar să fie într-o sinergie mult mai bună cu mediul privat, cu cramele din România? Cred că trebuie din ambele părți să vină această preocupare. În primul rând, cramele să știe ce își doresc și pare bine că acum știu cam ce își doresc. N-avem noi atâția absolvenți cât ne cer cramele, că toți vor să aibă absolvenți și care să aibă cunoștințe. Sunt câțiva care... Pe de altă parte, studentul, când termină la 20 ceva de ani, parcă nu s-ar apuca el așa de treabă. Ar mai copilări puțin. Toți vor să fie crama, dacă se poate, în mall sau în centrul orașului, ceea ce iarăși nu e posibil. Dar cred că nici producătorii nu știu să-i motiveze. Și asta îmi pare rău să o spun, dar este un adevăr. Trebuie să știi să-l motivezi, inclusiv cu un salar pe măsură. Hai să lucrezi iarăși cu tehnicianul sau cu mai știu care a învățat după ureche să aibă grijă de vie și să facă vinul. Și asta este o problemă și pentru ceilalți. Pentru că noi nu avem o pregătire continuă, nu știm ce se mai întâmplă în lume. Omul când s-a văzut că a ajuns și lucrează sau are o cramă sau el se ocupă de cramă, crede că le știe pe toate. Iarăși o problemă a românilor. Patronul, el e cel mai bun tehnolog și știe el ce trebuie făcut. Lucrurile se schimbă de la an la an. Apar noutăți, apar nu numai în vânzări. Și stilul vinului, până la urmă, e o modă. Anul ăsta se poartă albastru, anul ăsta se poartă... la roz piersică, cum se cheamă, pink, da. Sau, mă rog, peș, da. Sau, exact așa e și la vinuri. Anul ăsta, așa, vedeți cum au crescut vinurile roze în ultimii ani. Și un anumit tip de roze, mai deschis, mai sec, mai cu aciditate mai bună. Așa e și la peste tot. Trebuie să te adaptezi. Altfel plângi că e... Făceam și eu vin ca la cum făcea bunicul, era foarte bun atunci, dar acum nu mai vrea nimeni. Valeriu, tare mulțumesc. În încheiere aș vrea să le transmiți un sfat, un gând celor care stau în cumpănă să aleagă o universitate în care, sau o facultate în cadrul căreia să studieze astfel încât să devină fie un inginer, fie un enolog. Dacă ai un sfat să le adresez celor care să aleagă, să nu aleagă lumea vinului ca profesie. Nu pot eu să le spun ce să aleagă. Ei trebuie să aleagă. Un sfat. Aici e o chestie, nu poți poți să-ți coordonezi gândurile, dar nu poți să-ți coordonezi inima. Și atunci, să aleagă cu inima? Da, dacă se simte în stare și îi place acest lucru, sigur va face performanța. Nu, că mi-a zis nu știu care și m-am dus și sunt dezamăgit după aia. Și la vin, dacă pui suflet când îl faci, iese vinul bun. Dacă ești unul care la ora 4 rup ușa, nu o să iasă niciodată vin bun de acolo. Dragilor, poate sunt un pic exagerat, dar... Dar nu, e unde dragoste nu e, nimic nu e. Exact. Se potrivește în orice domeniu, poate cu atât mai mult în acesta, având în vedere sacrificiile foarte mari pe care vrei, nu vrei, trebuie să le îmbrățișezi. Fie că e vorba de o cramă cu distanță mai mare de parcurs ca să ajungi, fie că nu ai sărbători când e de recoltat sau alte altele. Sacrificiile sunt pentru cei care n-au chef să muncească. Ăla se simte sacrificat. Dacă ție îți place,
Faci și atunci. Și știi că o să ajungi la un rezultat care va compensa toate sacrificiile pe care le faci. Îți mulțumesc, Valeriu. A zburat timpul. A zburat pentru că sunt subiecte, sunt informații utile, de interes și multe curiozități. Cum spuneam, rolul tău este unul multiplu, nu doar de profesor, de cercetător, de reprezentant al României când vine vorba de congrese, OIV și mai departe. Așa că îți mulțumesc, Valeriu, pentru dialog. Mă bucur că am reușit să ne sincronizăm. Și Doamne ajută să mai avem astfel de întâlniri, pentru că sunt multe informații care merită să ajungă la cei care iubesc vinul bun și mai ales dacă românesc. Și eu mulțumesc și mă bucur că am participat și că ai găsit loc și pentru mine în emisiunea ta. Eu îți mulțumesc, Valeriu. Ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania. Vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Wines of Romania, să urmăriți și celelalte episoade și să susțineți vinul românesc în continuare.